Da, tocmai ce am văzut episodul Mr. Universe și la cum s-a terminat și la cum arată thumbnail-ul pentru al doilea episod, cel Fragments, îmi dau seama că, da, se întâmplă niște chestii aici. Steven nu se mai poate controla. Pe scurt, tatăl său încearcă să-l ajute, dar Steven efectiv nu mai înțelege ceea ce spune. El este pe treaba lui, nu știu cum să vă zic așa, efectiv. Deși da, cred că oricine ar vedea episodul ăsta și-ar da seama că tatăl lui Steven este un fel de tată model. Adică este genul ăla de tată care și l-ar dori toată lumea. Chiar dacă a trecut și el prin multe greutăți și așa, adică e chiar genul de tată, că s-a transformat și el de-a lungul timpului și acum în episodul ăsta Mr. Universe ne arată fața lui aceea de tată super, dar Stephen nu prea mai înțelege de ce el s-a schimbat atât de mult în ultima vreme încât efectiv pare altă persoană, pare o persoană cu probleme, chiar și periculoasă, că produce acel accident practic cu mașina, deci nu pot să mai ai încredere în el să facă ceva ca lumea, pentru că după acest episod ne dăm seama că a nebunit, efectiv. Asta e adevărul. Cam se duce spre apogeul problemei sale cu tot ce înseamnă, nu știu, depresia, stările de nervozitate și prin ce mai trece el și da, chiar devine periculos să ai de face cu Steven acum și cred că episodul Fragments va fi unul mult mai rău, da, mă uit imediat la el și revin și cu părerea despre acest episod, dar așa în mare, episodul Mr. Universe este drăguț, așa, până la final, nu mai devine drăguț atunci când tatăl lui Steven îi spune practic povestea lui și lucrurile pe care probabil Steven nu le știa. Bine, nici noi nu le știam, intră așa niște detalii mai despre copilăria lui și despre părinții lui. Episodul începe ok, dar se termină în acel mod ciudat și chiar periculos pentru... Practic, acum aș putea spune că după acest episod Steven a încercat să sucidă tatăl. Adică asta ca... Bine, nu știu dacă el ar fi vrut să facă chestia asta sau... a făcut-o din cauza că trece prin acea problemă. E posibil și asta efectiv să nu se mai poată controla, dar asta e concluzia după episodul ăsta. A încercat să sucidă tatăl. Și na, which is bad, really bad. So, bun, hai că mă uit la episodul Fragments și revin așa cu o părere așa la cald. Da, gata, am văzut și episodul ăsta Fragments. Steven merge și se întâlnește cu Jasper în acea pădure, practic fuge de acasă. Și da, urmează acea luptă și Steven e deshattered. Am zis despre treaba asta, mă așteptam cumva să se întâmple chestia asta. Dar se termină mai bine episodul decât mă așteptam. Credeam că acel shattered pur și simplu va fi definitiv, adică să nu mai poată învia, dar aparent soluția aceea de... mă rog, esență de diamant și așa o învie pe Jasper. Dar da, cred că Steven oficial este criminal acum, nu știu. Deși da, o reînvie pe Jasper, dar clar nu mai seamănă cu personajul său cel original. O altă chestie pe care a remarcat-o este acel Steven în... nu știu, nici nu știu cum se zic, SSG mode sau ce. Dar da, chestia cu antrenamentul cu Jasper, pot să zic că mi-a plăcut așa toată ideea asta. Cred că Rebecca l-a luat de la un anime, sigur. Mă gândeam chiar la Dragon Ball. Nu știu, n-am prea urmărit anime-uri, dar cred că de acolo provine tot acest antrenament cu dușmanul tău și apoi confruntarea sa finală pentru a arăta că ți-ai depășit antrenorul. Și asta face și Steve, cumva merge în pădure, se bate cu Jasper și apoi în final vede cum
Nu, de fapt își dă seama după 3 zile de antrenament, deci vă dați seama și ce zile intense a avut. Își dă seama că e mai bun decât Jesper. Practic o înfrânge pe Jesper, dar îi dă Shattered. Adică, na, din nou un lucru pe care nu l-am mai văzut până acum. De obicei totul se termina frumos, eventual cu un cântecel sau ceva, sau cu o vorbă bună, dar acum nu, practic a omorât-o pe Jesper, n-am mai văzut asta până acum. Văd că i-a schimbat puțin Rebecca și designul așa lui Steven. Nu știu, l-a făcut un fel de versiunea lui Steven mai mare decât este. Cred că cumva a vrut să ne zică că, na, Steven s-a maturizat destul de mult și ne-a dat așa și un mic hint despre cum ar trebui să fie arătat Steven dacă mai continua Steven Universe. Și mi s-a părut interesantă chestia asta. Na, Steven ăsta grown up arată destul de mișto așa. Nu știu dacă ar fi chiar interesant să vedem dacă ar continua seria. Nu știu dacă mai continuă, dar în fine, dacă ar continua să vedem așa un fel de Steven Universe și puden, știți? În rest, ce să vă mai zic, într-un fel mă așteptam la episodul ăsta, adică mă așteptam la ce o să se întâmple, nu mă așteptam în schimb la Jesper să fie reînviată după toată această treabă, deci totuși Steven mai are o părticică acolo în el, să-i spunem, umană, nu e chiar schimbat în totalitate. Și da, partea aceea cu mâna buzunar, ați spus că de fapt nu, am mai văzut și pe net și da, spuneau acolo unii că scena respectivă ar fi fost începutul corupției lui Steven, dar nu, își ținea mâna buzunar pentru că avea Shattered, adică fragmentele acelea de Jasper. Deci nu cred că îl afectează corupția, cel puțin deocamdată. Dar na, această transformare prin care trece el este destul de importantă și o vedem că efectiv îl schimbă și în Mr. Universe și în Fragments. Na, finalul este destul de trist, da, cu el când plânge, nu l-a mai... deși, na, el ar trebui să fie mereu fericit, mă rog, s-a schimbat destul de mult. Și apoi avem la final... Când practic Jasper îi spune că e devine, nu știu, un fel de servitoare sau un fel de foarte slujitor chiar, cumva îi spune că îi devine loială lui Steven și nu mai spune Steven, îi spune My Diamond. Lucru care din nou este weird, înseamnă că poate Steven va porni un fel de rebeliune, nu știu. Na, voi mai trebuie să vă mai gândesc o leacă la asta, dar în fine, ideea este că da, episodul se termină destul de ciudat. Acum Jasper este loială lui Steven și nu știu ce va urma mai departe. Da, și apoi avem acel ca un fel de trailer, dacă vreți, în care vedem puțin din povestea lui Steven de la început, când spunea că nestematele sunt familia sa și finalul ăsta care practic spune că s-a depărtat definitiv de familia sa și nu mai există cale de întoarcere. Acum nu mai putem spune că e neapărat, nu știu, e că faptul că devine așa roz ar putea însemna că nu se mai poate controla. Poate că simte și el nevoia de a merge mai departe, că el și în forma lui normală acum nu prea se mai simte așa bine în compania nestematelor și al tatălui său și... Bine, e posibil să-l influențeze și faptul că trece prin acest corruption, dar în același timp poate că și el ar vrea totuși să meargă mai departe. Nu știu, trebuie să mă mai gândesc la asta, dar în principiu, da, episodul ăsta a fost plin de acțiune. Interesant, mă așteptam la chestia cu Shatter, nu mă așteptam la cel final. Și da, cam atât știm despre aceste două episoade.
Da, îl vedem pe Steven în forma sa de om matur, acum mai nou, și vedem și ceva diamante chiar în acest trailer. Bine, na, diamantele din primele sezoane, deci cred că vor apărea foarte curând. Nici urmă de spinel deocamdată. Poate o vom vedea în ultimele patru episoade, nu știu dacă o vom vedea, dacă bine, dacă nu, asta este. Și în final, că apare Next Friday. Sau bănesc că nu vor schimba programul, cred că merg înainte cu acest program, deci deocamdată ultimele patru episoade din Steven Universe vin vinerea viitoare. Da, vom mai vorbi până atunci, oricum o să fac un clip în care vă spun așa mai în detaliu ce se întâmplă în episoadele astea. Și cam atât, na, ce să vă mai zic. Scrie aici cineva, you either die a hero or live long enough to become the villain. Da, și cam asta se întâmplă cu Steven, devine villain aparent în serie și trebuie să ne așteptăm la un Steven malefic, evil în ultimele patru episoade. Bun, cam asta este părerea mea. Acum vedem ce se întâmplă mai departe și, desigur, mai vorbim cât de curând despre aceste două episoade. Intrăm așa mai în detaliu și vă spun mai exact ce și cum. Puteți scrie mai jos ce părere aveți și voi despre ele și vom mai vorbi, desigur, într-un viitor episod. Da.